Cauți cele mai ieftine jocuri? Intră acum pe G2A, jocul mai ieftin ca în piață, link în descriere. Salutare prieteni, astăzi facem din nou ceva cu ghicește, fotbalistul, ghicește, țara, tata, mama și așa mai departe. Astăzi facem ghicește fotbalistul după tatuaje, mi se pare ceva foarte greu și hai să vedem ce o să iasă. Dacă vă place ideea, nu uitați să apăsați butonul de like, să-i dați un share mai departe și hai să începem cu primul fotbalist de astăzi. Dar înainte de asta vreau să recunosc că habar n-am de tatuajele lor. Nu știu dacă o să-mi dau seama de vreo unul. Poate voi o să vă dați seama, așa că tastați acolo în comentarii să vedem care e cel mai barosan. Pentru că eu unul, sincer, nu prea îmi dau seama. Dar cred că pe ăsta-l știu. Cred că e Zlatan Ibrahimovic. Mamă, ce de tatuaje are, frate. Cred că multe sunt ceva cu religie, habar n-am, uite, un pește, o pană. Pare interesante aceste tatuaje, da? Zlatan Ibrahimovic. Hai că am nimerit unul. Ăsta să fie la veții, cred. Nu știu, iau tot de la PSG 1. Mamă, ce tatuaj. Hai să vedem dacă e la veții sau nu. Nu, e David Beckham. Am zis că habar n-am, e și foarte greu, vă dați seama. Hai să vedem, am nimerit unul. Uite ce tatuaj mișto. N-am idee. Chiar nu. Daniele de Rossi. Ok. Aoleu, bă, frate. Cât de tare e ăsta. Mai are și doi dinți de aur. Pare a fi negru. Să vedem ce scrie acolo. Habar n-am. Balotelli. Mă gândesc la Balotelli. Nu. Neil Ranger. Habar n-am cine ești. Cred că unul de la Liverpool, oare? Da, Martin Skrtel. Oleu, ăsta da tatuaj. Să fie Quaresma. Bă, dar are pe tatuaj, nu, e Raul Meireles. Da, ce frizuri avea asta câteodată. Oh. Bă, ăsta mi se pare cunoscut. Mamă, ce tatuaj. Bă, ăsta e ca lumea, frate, da. Dai seama câtă durere a suportat ăsta. Mișto tatuajul, n-am ce zice. Dar cine să fie? Hai să vedem dacă știe cineva să tasteze în comentarii acum. Să vedem care e barosan. O, tot vreun nebun, cine naiba să fie? Habar n-am de el. Habar n-am cine e ăla. Ăsta s-ar putea să fie Cristiano Ronaldo, Marcelo. Cred că e Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos. Și Cristiano parcă n-are tatuaje, mă, ce naiba. Parcă n-are tatuaje Cristiano. Ăsta e, îl știu pe ăsta, Cisse. Mi se pare că e. Dacă va fi el, da. Mamă, ce atacant era ăsta. Da, Ronaldo n-are tatuaje, acum mi-am adus aminte. Thiago, ce să mai... Ne-a dat pe față cine e. What? Tiarul cred că-i fiso, mă. Cred că-i copilul lui Messi. Hai să ne uităm o dată. Nu mai putem să ne uităm o dată. Da, bă. Vedem pe maica sa, probabil, iar aici. Da, foarte tare. Nu știu, m-am gândit că e Tiarul de la Bayern. Dar e Messi, se pare. Da, Messi, vedem că are tatuaje. Din câte știu, Ronaldo nu are. E interesantă această discuție. Nu și-a făcut tatuaje pentru că spune că el durnează sânge și dacă ai tatuaje, nu știu, e mai periculos. Adică n-am prea, e bine. Dar, prieteni, cam ăsta a fost primul episod. Dacă mai facem și mai multe serii, o să vedem noi. Nu uitați acolo să apăsați butonul de like. Pa, pa!